clar. Noi nu avem poliție, securitate și așa mai departe. Nu avem pușcării, nu avem... Și știți că e un verset în Biblie unde e vorba de aia care mănâncă cenușă. O să vă-l citesc o dată să vedeți că scrie împotriva fumatului și a vaping-ului. Că vă zice cineva, dar ce, n-ajung în rai dacă nu sunt botezat sau dacă nu vorbesc în limbi? Nu. M-a întrebat cineva odată, mai mergem la conferință și sunt întrebări și răspunsuri. Frate, dar cât să acoperim? Dacă Dumnezeu a acoperit și a dat o învelitoare naturală, măcar cât a acoperit Dumnezeu, acoperi și tu. Nimic nu este ușor. Dar aș vrea să vă spun că totul este cu mult mai greu și aș îndrăzni să spun că vor fi vremuri când va fi imposibil fără puterea Duhului Sfânt. Că dacă se putea fără, să mă iertați, știu că în poziția mea sună rău să spun lucrul ăsta, dar vi-l spun. Nu-mi spuneți și nu-mi predicați lucrurile fără de care se poate. Vă rog frumos. Nu-mi predicați lucruri fără de care se poate. Știți ce se întâmplă cu lucrurile fără de care se poate? N-am nevoie de ele. Mie spuneți-mi lucrurile fără de care nu se poate. Că vreau să ajung în cer. Dar destule alea fără de care nu se poate. Ei, în momentul în care am transformat botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt într-un lucru fără de care se poate, marea majoritate a bisericii va face exact ce fac eu acum. Va zice exact ce am zis eu acum. Dacă se poate și fără, mulțumesc, nu-mi trebuie. Cine dintre voi are curajul să riște? Să se ridice în picioare și să negocieze cel mai mare adevăr al erei bisericii? Cine dintre voi are curajul să predice că se poate și fără botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând, un om fără minte și în al doilea rând, un criminal din punct de vedere spiritual. Pentru că predică o rețetă spre moarte, nu numai a credinciosului, ci a bisericii. Știți de ce s-au golit bisericile? Știți de ce se golesc bisericile? Pentru că mai întâi s-au golit credincioșii de puterea Duhului Sfânt. Acum, cineva va spune, eu n-am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și n-am vorbit în limbi. Nu-i nimic. Nu mă va deranja niciodată lucrul ăsta. Nu vom înjosi niciodată pe cineva care n-a ajuns la această experiență, dar o crede și o dorește. Ce mă sperie pe mine este atitudinea de neascultare a unora și de răzvrătire împotriva acestui adevăr. Că vă zice cineva, dar ce, n-ajung în rai dacă nu-s botezat sau dacă nu vorbesc în limbi? Nu. Dar dacă nu ascunzi, neascultarea este ca și vrăjitoria. N-ajunge în rai nu pentru că nu, ci pentru că nu asculți. Ori porunca este foarte clară. Fraților, ce să facem? Orice om care aude Evanghelia și e străpuns în inima lui de Evanghelie, trebuie să întrebe ce să facem. Răspunsul este foarte clar. Pocăiți-vă, veți fi botezați, botezul în apă, e mărturia ta, și trei, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Știu și chestiunea cu darul. Păi dacă e dar, mie îmi trebuie, degradăm importanța doar pentru că e numit dar. Dragii mei, cu darurile lui Dumnezeu nu ne jucăm. Pentru că Dumnezeu s-a suit, a luat robia roabă, s-a suit în cer ca să dea ce daruri oamenilor. Așa și mântuirea e un dar. Avem impresia că putem să ne ducem ca la piață și să spunem Dumnezeu ne-a dat asta, 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 asta și asta. Asta îmi trebuie, asta nu-mi trebuie, asta îmi trebuie, asta nu-mi trebuie. Există o progresie a vieții de credință
care înseamnă acceptarea tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea și despre care Dumnezeu spune că trebuie. Odată ce am spus lucrul ăsta, vreau să vă spun că în penticostalismul românesc există lucruri foarte speciale de decență, de modestie, de etichetă, care trebuiesc păstrate. Noi nu venim la casa lui Dumnezeu îmbrăcați ca pe bulevard, îmbrăcați ca la sala de sport. Pentru că dacă deosebim trupul și sângele Domnului, deosebim și casa lui Dumnezeu. Există o modă la ora actuală a oamenilor care vin la biserică și au impresia că poate să stea ca la ei pe canapea sau ca în pat. E de mirare că unii, când a venit pandemia, nu le-a mai convenit să vină înapoi la biserică, că le-a fost mai ușor să stea cu picioarele pe pereți și cu cana de cafea în mână să asculte Evanghelia. Dragii mei, există o etichetă, există un respect pe care în penticostalismul românesc noi îl acordăm bisericii. Iată de ce ținem de aceste reguli de etichetă. În biserica penticostală română avem o etichetă de la tunsoare, la îmbrăcăminte, la cum stau hainele pe noi, la igiena corporală, la toate lucrurile astea, pentru că am cinstit casa lui Dumnezeu, am cinstit locul unde venim să ne închinăm înaintea unui Dumnezeu care este foc mistuitor. În vremea de astăzi, despre orice fel de rânduială avem, vine cineva și întreabă unde scrie asta în Biblie. Unde scrie în Biblie? Sunt anumite rânduieli pe care le avem, nu încercând să întărâtăm pe cineva la mânie, ci datorită faptului că sunt rânduieli de bun simț. Acum, noi avem spațiu suficient în acest sanctuar și putem să păstrăm anumite distanțe între noi. Dar, mai ales în partea de jos, am încercat să ținem frații, surorile, într-o parte și în alta, la balcon mai relaxat. Și foarte mult spun, unde scrie în Biblie? Nu ne luăm după obiceiurile evreiești. Sunt niște reguli de bun simț și să vă spun care sunt ele. E adevărat că eu stau lângă soția mea, dar vine o altă familie și soția mea stă lângă bărbatul alteia. Când ai loc, poți să lași un scaun două distanță. Dar dacă n-ai loc, n-ai loc. Și este exact ca la nunți. Că am văzut, aveți spirit de etichetă. Se așează fratele, se așează soția lui, vine soția, vine soțul. Numai problema e pe când ai dat roată, la sfârșit, nu se mai balansează lucrurile. Și stă soțul uneia lângă soția altă. N-ai cum să le brodești. Le păstrezi de aici încolo și de aici încolo, dar undeva se strică rândul. Să ne ferească Dumnezeu să credem noi că vine cineva cu gânduri de genul ăsta, dar există oameni mai slabi și există oameni mai nepocăiți. Lucru pe care poate mulți nu-l știți, organismul nostru funcționează pe bază de explozii chimice. Așa merge informația de la neuron la neuron, până ajunge la creier. Și toate mădularele, tot organismul nostru funcționează prin explozii chimice care sar până ajung la centri de control. Și de la centri de control, acolo unde trebuie executate comenzile. Ați auzit de oameni care au carismă. Ce înseamnă asta carismă? Au putere de control asupra maselor. Asta înseamnă că în momentul în care se duce în fața oamenilor, are o măsură de explozie chimică care captează, care are o influență dinamică asupra audienței. Ați observat că se duc la concert artiști și leșină oamenii când îi aud. Au un impact emoțional fantastic. Trebuie să existe și o predispoziție în omul respectiv, dar este și impactul artistului care performează.
Dumneavoastră l-ați ascultat vreodată pe Hitler? Ăsta n-a spus decât urlătorii, nimic, nicio substanță. Nu m-a urlat împotriva lui, așa, dar nu, nimic să înțelegi. M-am uitat, am spus, cum era posibil să vrăjească o națiune întreagă? Ei, acest control psihic a unei persoane cu o carismă deosebită, care are impact asupra maselor. Când vorbim de acest impact, uneori este foarte periculos atunci când nu este controlat spiritual. Exemplu, știu despre un om care a fost prins cu lucruri slabe și pedepsit de conducerea cultului din România. Pus sub disciplină pentru fapte rele. Când spun rele, zic foarte rele. Și cineva a zis, și dacă mi-arătați caseta video, eu tot îl susțin pe omul ăsta. Dați seama ce legătură a produs în viața acestor oameni, un asemenea om. M-au zis recent despre un om care a comis niște fapte de imoralitate teribilă, a fost dat afară din biserică, s-a dus și a deschis biserică și s-au dus vreo 100 de oameni după el. Deci să fim foarte, foarte, foarte atenți. Impactul acesta psihologic pe care oamenii îl au asupra maselor. Ei, când stau doi și nu sunt duhovnicești, de-aia nu ne place atunci când domnișoarele și domnișorii, că vă zice, băi, intră ca stâlpii de telegraf în biserică. Păi sigur că da. Pentru că dacă mă țin de braț, ok, noi suntem doi frați, avem acces la părțile noastre intime. Ok? Și băiatul se duce astăzi cu una, mâine cu alta, fata se duce mâine cu altul, poi mâine cu altul și face lanț de atingeri intime și exploziile sunt teribile. Și îi băgăm în prima linie a focului pe cei mai vulnerabili dintre noi. De-aia nu-i lăsăm să se țină de braț. Și bine ar face să nu se țină de braț nici când pleacă de aici. De asta nu-i lăsăm să stea unul lângă altul. Tânără de 16 ani, tânăr de 17 ani. Unul lângă altul. Crezi că acolo se întâmplă lucruri sfinte? Crezi că acolo sunt gânduri sfinte? Suntem în casa lui Dumnezeu. Acum ce face omul când iese de aici e treaba lui. Dar măcar aici să păstrăm o atmosferă sfântă, curată, neîntinată, nepătată. De asta bătrânii noștri au avut rânduiala asta. De asta. Probabil mulți se întreabă, astea sunt românisme din alea din secolul trecut. Au avut o rațiune. Încă o dată, ne bucurăm de spațiu larg, puteți să lăsați două locuri între voi, nicio problemă. Dar sunt biserici unde, slavă Domnului, e bine că e așa. Înghesuială mare, ei în înghesuiala aia mare, când nu se mai pot învârti lucrurile. Nu mai poți să lași nici câțiva centimetri. Nu e așa că se pretează într-un asemenea context statul separat. Am vrut să spun lucrurile acestea pentru că foarte mulți tratează și înjosesc rânduielile românești din bisericile românești și spun că noi românii suntem căpcăuni, că n-am judecat. Păi în România comunistă, unde stăteai ca sardelele, era o chestie de bun simț să creeze aceste spații de departajare între oameni. Fraților, din aproape în aproape, mă, vă întreb eu pe dumneavoastră, e cineva care ar vrea să vadă oameni cu inele în nas, în buze și în limbă? Ce credeți? E vreunul care ar vrea să vadă așa ceva în biserică? Și mi-a să vezi și eu, păi da, nu, dar nici, dar cum, dar nici să poate. Ba, să poate.
Că prima dată ți-l pui în ureche, după aia ți-l pui la gât, după aia ți-l pui la mână, după aia ți-l pui la gleznă și după aia ți-l pui în nas. Și peste tot. Iată de ce încercăm să ținem granița aproape. Hai, am înțeles. Verigheta e ca să se știe că ești căsătorit, e un semn al căsătoriei. Măcar că în societatea de astăzi a devenit un punct de atracție pentru relații fără obligații. Dar, dacă din pricina faptului că așa s-a ajuns, s-a dat o îngăduință, acum, ce facem? Mai punem una și aici, mai punem unul și aici, mai punem și aici, mai punem... Nu mai avem limite? Nu mai avem limite? Trebuie să avem, undeva trebuie să așezăm o limită. Iată de ce nu permitem în biserică, în afară de banda de căsătorie, permitem alte bijuterii. Și dumneavoastră veți zice, da, și ceasul poate să devină o bijuterie în momentul în care ai diamante în el. Da, măcar, știi cum e, camuflat în spatele unui obiect de necesitate. Lanț la gât, dacă doar nu te ia nimeni de el să te ducă de aici până acolo. E un obiect de necesitate. Stau eu să mă uit acum la cesulețul fiecare. Și mai ales dacă avem o haină, ceva, mai se... Dar nu folosiți aceste, da, aia de ce, da, aia cum, da, mașina aia de ce, da. Terminați-vă cu treburi de-astea, vă rog eu frumos de tot și cu argumente proaste. Când e vorba de bijuterii, banda de căsătorie, atât! Atât! Nu mai mult, că pe urmă ne supărăm. Ne luăm unii de alții și nu ne place. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, aveți grijă cu nunțișoarele, că pe aripa nunților intră multă fire pământească în biserică. Serviciul de căsătorie nu este un serviciu separat de serviciile divine ale bisericii, e tot serviciu divin. Și la serviciu divin, chiar dacă ne îmbrăcăm cu o haină mai bună, mai frumoasă, am înțeles. Nu fiecare zi te îmbraci cu o haină de $1,000. Da, am înțeles. Dar să fie decentă, să acopere. Pentru că centimetru cu centimetru, ce aveți impresia că noi suntem cheam chiar orbi? E de așa, de la... până când dispare una, vă rog frumos, nu mă interesează că sunteți mire, mireasă, că sunteți mama miresei, mama mirelui, surorile miresei, surorile mirelui. În casa lui Dumnezeu ne îmbrăcăm în mod corespunzător și îl cinstim pe Dumnezeu în casa lui. Nu contează că e nuntă, nu contează că e alt eveniment. Și pentru surorile căsătorite, știți că noi avem rânduiala unui semn al stăpânirii. Acum am înțeles. M-a întrebat cineva odată, mai mergem la conferință și sunt întrebări și răspunsuri. Frate, dar cât să acoperim? Dacă mă întreabă, îi spun. Măcar cât a acoperit Dumnezeu, că sunt două învelitori, aia naturală și aia artificială. O să predicăm în engleză cât de curând despre lucrul ăsta, ca să înțelegem, să nu zică nimeni că nu pricepe de ce și unde scrie în Biblie. Să vă arăt unde scrie în Biblie. Dacă vrei, dacă mă întrebi, eu nu pot să spun acum ce să fac, să vin cu părerile mele personale, zic și eu ce zice în Biblie. Dacă Dumnezeu a acoperit și a dat o învelitoare naturală, măcar cât a acoperit Dumnezeu, o acoperi și tu. O să vină cineva să-mi spună că ajungem ca musulmani. Fraților, suntem deja mai rău ca musulmani. N-am făcut rânduielile astea. N-am spus că nu vă puteți împacheta
ca pe clătită. Purtăm clătite pe care. E ok, e ok, dar să fie măcar clătită aia acolo. Dar, pe urmă, o transformăm în fir invizibil și nu mai merge. Vă rog foarte frumos. În biserica asta, rânduiala este surorile căsătorite să aibă capul acoperit și nu le strică nici la alea necăsătorite, că numai bine se obișnuiesc. Mă, și-s frumoase, că dacă știi să le porți, sunt drăguțe, sunt interesante, sunt la exerciții. Fraților, astea nu sunt ionesciene. Astea nu sunt elimisme, astea nu sunt talibaneze. Astea sunt rânduieli biblice. Și ca să nu las firul ăsta deznodat, mai spun un lucru și mă opresc. Știți că spune în 1 Corinteni, capitolul 11, că părul este învelitoarea capului, dar este învelitoarea naturală. Și spune, dacă o femeie nu vrea să se învelească, să se tundă și să se radă. Dar dacă e vorba doar de învelitoarea asta, ce să se mai tundă și să mai radă? Că faptul că n-are capul învelit înseamnă că deja e tunsă sau rasă, dacă vorbim doar de păr. Deci dacă părul este învelitoarea capului și eu nu vreau să mă acopăr, înseamnă că m-am dus la frizer, m-am tuns și m-am ras. E adevărat sau nu? Că de-aia nu vreau să mă învelesc. Vorbim aici numai de păr. Ei! Dacă părul este învelitoarea naturală, frații, și atenție, că am stat de vorbă cu păstori care promovează chestia, nu, domne, părul este. I-am spus, atunci, frate, hai să mergem să ne tundem zero. Păi de ce mă tund eu zero? Că așa spune Biblia, că pentru bărbat e o urăciune să se roage sau să prorocească cu capul acoperit. Părul jos, tuns chilub, ras, hai! Nu vrea, domnule. Din numai unde ne convine nouă e chestia cu părul învelitat. Unde nu ne convine, o schimbăm. Asta. Și mai sunt și doctori în ceva. Rușine să le fie. Lipsă de onestitate intelectuală. Trebuie să fim corecți cu noi înșine, cu Domnul și unii cu alții, fraților. Vă rog frumos, nu faceți din lucrurile astea idei că încercăm să subjugăm, că încercăm să dominăm, că încercăm... N-am niciun interes. Dar chiar nici nu mă interesează ce faceți. Fiecare, noi nu avem poliție, securitate și așa mai departe. N-avem pușcării, n-avem... Însă, dacă vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos pe calea Scripturilor, cercetăm Scripturile și le împlinim. Că Biblia n-are decât 1200 și ceva de pagini, frate. În 1200 și ceva de pagini scrie principii. Principiile astea, că nicio scriptură nu se tălmăcește singură, le luăm, le punem împreună, le judecăm, le interpretăm și vi le facem de cunoscut. Și le aplicăm, practic. Da, știu că spune, nu, unde scrie în Biblie să nu fumezi. Dar Biblia spune pe cine va nimici templul lui Dumnezeu, îl va nimici Dumnezeu. Și știți că e un verset în Biblie unde e vorba de aia care mănâncă cenușă. O să vă-l citesc o dată să vedeți că scrie împotriva fumatului. Și a vaping-ului. Mă doare sufletul să văd cum slăbim din punct de vedere spiritual pentru că am dezvoltat o atitudine de dezinteres față de poruncile lui Dumnezeu și lipsă de putere în a le împlini. Și nu știu ce să fac mai mult decât să vă spun ce vă spun. Asta e arma pe care o am, n-am altceva. Uneori o fac cu plăcere, alteori o fac cu disperare. Știu că iau câte 20 de secunde, 30 de secunde când arăt nervos, când arăt predicile mele și de o oră și jumătate, dintr-o oră jumătate ia 20, să le ia și pe alea, nicio problemă, să le ia pe toate. Uneori predic cu disperare pentru că mi-e frică pentru cei care alunecă și cad.